Te lasă-mă pe mine, mă las să-mi fac și eu, da, să iau bonusul, da? Da? Mă las să-mi fac target-ul, Augustin. Îți iau bonusul. 5. Hai că-s profesor de mate și mă încurc. 6. Nu vă plăcu matematica, așa-i? Jumătate de kil, o caserolă de carne tocată de pui avem. Da. Una singură, da? Asta vorba stomatologilor, nu-ți ajunge nici pe măsea. 1, 1, 4, steluță, așteptăm. V2, V... V, da. A venit, pac. Caserola i-ați luat-o la Georgiana. Da. Eu am venit în Târgu Mureș, aici, la magazinul puiul de... Crăiești. Nu v-am auzit. Crăiești. Puiul de Crăiești, ca să facem un vlog de prezentare a acestor superbe produse și a mărfurilor care sunt pe aici. Ce avem proaspătă? Toată marfa e proaspătă? Toată marfa e proaspătă, ca de obicei. Semi-preparate? Toate, și semi-preparate și preparatele. Ezos! Cum vă cheamă? Sau Melindo. Meli, drago, pot să te ajut cu ceva? Cu ce vreți să mă ajute? Aici, spate eu, pe dumneavoastră. Aici, pe la spate, pe la vitrină. Astea toate de aici sunt glazurate, așa-i? Da. Chifteluțe, lollipop. Uitați-vă cum arată lollipop, bune de telinci pe degete. Se vând la kilogram, da? Și aici, de aici începe... distracția. Aici, când ești foarte grăbit, iei cutia pentru 4 persoane, da? Da, pentru familie. Pentru familie, family pack. Pui. Mai tare, strângeți-mă. Cot. Aia pentru cei care au ouă. Regele puilor. Apropo de ouă, am văzut aici că sunt și ouă. Veritabil, doamnă! Cum era aia cu Jean Constantin? Nu se sparge. Ce țin o veșnicie. Astea țin o veșnicie. Așa au zis și soția. Pentru că tu le folosești, o să țin o veșnicie. Din două ouă de astea faci o papară, faci o ratotă și minunat. Îți începi ziua, nu? După aia, când ești grăbit să gătești ceva familiei, vii aici și iei la din produsele semi-preparate. Să rămână, poftiți! Vă rugăm frumos! Nu m-am uit! Și sosurile și prafurile care intră în sosuri sunt tot de proveniență naturală. Nu sunt coloranți și alte prostii. Deci cu încredere să veniți aici că... Uitați-vă la doamne, mănâncă numai pui de Crăiești. Și arătăm bine? Foarte bine, foarte bine. Zâmbet tot. Melindo, Osmond, tomăm o breakdance. O caserolă de mici de pui. 10 crembuști. De pui, da. Le pui tu. Și o caserolă de cârnați de pui. O caserolă de cârnați? Da, de pui să fie. Totul de pui, da. Puiul de Crăiești. Cunoașteți brandul puiul de Crăiești? Bineînțeles. De asta am venit din Cluj până în Din Cluj, Napoca, ați venit până în... Deși este magazin și... Dar cu ocazie, asta la ocazie și ați venit. Da. Produsele, puneți frumos. Deci, 10 crembuști, o caserolă de mici, de așa, vin clienții de peste tot și sunt mulțumiți. Ne încălziți niște semi-preparate să vedem și noi cum funcționează? Da. Prima dată se cântărește tava, o tavă de... Să nu vă... Pe mine? No. Două. Și să merg, dar să-mi ziceți că să vă ajut și eu. Da, le punem pe cântar, le cântărim. Avem codul acesta, codul. 179. Pune corect, dragă. Bun, le luăm. Deci, lollipop asiatic. Așa, asiatic le și luăm. Le punem în cuptor. Programul lollipop. Da, îl apăsăm, deschidem ușa, punem în cuptor și îl închidem și pornește singur. 2 minute, 20, îl scot eu din cuptor, trebuie mânușă. Ne anunță cuptorul. Da. Cum zice, bă, hai că am terminat. Da, și cu paleta scoatem din cuptor, că nu avem mânușă, aceasta este mânușă. Foarte bine, e mai sigur decât cu mânușă, da? Da. Pulpe bune. Și acum, mă lăsați cu marfa în soare. Să rămână, ce cumpărați tot timpul de aici? Eu pulpe. Pulpe. Piept de pui și ficăței. Așa e că-s bune. Da, nu? Acum ce doriți să cumpărați? Ficăței. Un kilogram. Un kilogram de ficăței. Îți proaspeți? Cum îi faceți? Cu ceapă? Nu. Cu uleiul tragi la tigaie. De când n-aveți chef să gătiți atâta, avem acolo produse glazurate. Le puneți 5 minute și se fac la moment. Mulțumim, să rămână. Rămâneți alături de puiul sănătos de Crăiești. Tata-i la lucru. Pa! Tata muncește acum. Ce vreți? Să umflu iară balone în parcare? Augustina a scos
Lollipop, da? Da. Lollipop. Un miros de cineva. În 2 minute 20, da? Iei de aici, duci acasă, dacă vrei îți pui și o sălățică lângă, o garnitură, pac, și te-ai scos. Și te-ai scos. Aștept un pic să se răcească și după aia mănânc și eu. Picant de bun. Puiul de crește. Un pui sincer, un pui onest, un pui de familie. Bine crescut. Bonus vor da? Poate să primim. Noi trebuie să ne facem treaba onest. Să-l întrebăm pe șeful. Evelyn, dragă, da. Tu de cât timp lucrezi aici? De 13 aici? Ani. De 13 ani îmi dau jos pălăria. Mulțumesc. Unde ai început prima dată să lucrezi? La Galina 11, pe strada Libertății, acolo am început. Și de acolo am fost transferată aici. Făcută șefă? Nu. Aici toți suntem ca într-o suntem familie. Suntem egali, ca într-o familie, egali. Toți au aceleași drepturi. De la mine primești fim... oul de aur. Oron toiaș. L-am ținut, e poate un pic cald. Mulțumesc. O insignă de asta, n-aveți să-mi dați și mie. Pe ce să mi-l puneți? Pe inimă. Pe aici, la inimă. Aș da zile de la mine, ca să fiu sincer cu tine. Ori aici ce găsești, chiar la puiul de Clăiești, pe lângă calitate este și sinceritate. Gust, prospețime. Vezi că nu țin tot timpul rimele, dar am început bine. Poate dacă o ziceam pe... Nu-mi țineți că eu lampa mea. Ca și puiul crescut de bunica în coteț. O frăgezime extraordinar. O să vă arăt cum e și pe lângă os. Pui până jos. Lollipop. Minunat. Vă recomand aripioarele. Ați încercat un lollipop? Da. Da, și uite ce am mâncat, Nicu Bendea. Uite ce am mâncat acum, mi-a gătit Augustina. Vă recomand și vouă lollipop. De acolo se iau, ready to eat. Nu obosică, cum o cheamă, că nu mi-ai zis. Georgiana, să-ți dea Dumnezeu sănătate și să ții de Vlad, că Vlad e un, ca și puiul de crești, onest, sincer și din familie bună. Bine. Acum știți voi ce vă luați, dar încercați produse Te lasă-mă pe mine, mă las să-mi fac și eu, să iau bonusul, da? Mă las să-mi fac targetul, Augustin. Îți iau bonusul. Clujenii nu știu ce se mănâncă aici. Asta. Nu este pui în Cluj? Este, dar am venit aici la mama lui. Da, 4, da, da, 5. Hai că-s profesor de mate și mă încurc. 6, nu vă plăcu matematica, așa-i? Jumătate de kil? O caserolă de carne tocată de pui avem? Da. Una singură, da? Lui. O zis că vine Nicu Bendea la Crăiești, umplem vitrinile. Asta vorba stomatologilor, nu-ți ajunge nici pomăsea. 1-1-4, steluță, așteptăm. V2, V... O, care? V, da. A venit, pac. Caserola i-ați luat-o la Georgiana. Da. Sărmâna, hai la puiul de Crăiești, cu ce să vă servim? Sărmâna, un pui întreg. Consumați de mult de la puiul de Crăiești? Consumați de mult? Da. Produse bune de calitate. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, domnul de la Cluj. Domnul de la Cluj, ce faceți, domnilor, de la târgu? Sunteți din târgu? Domnul a venit să vâneze. Ce ați venit să vânați? Un pui de Crăiești? Pui de Crăiești? Pui este? Fără piept. Aici și vânzătoarele, numai eu n-am piept. Toată lumea are piept. Sunt și mici, dar pui ați zis. Pui. Nu am zis că pui mai mici. Poate știți că un cetățean se plimba cu un cățel în lesă. Și vine un alt cetățean și întreabă, domnule, e pui? Nu, domnule, câine. Poftă bună, numai bine. Sănătate. Cele bune. Bine ați venit pe la noi. Cu drag. Dați microfonul să nu zică lumea că o să fie cu tremur, că ăștia acum când văd camele zic că e cu tremur, evacuați. Cu tremur pe papilele gustative. Da. Nu vă plac doctorii? Nici mie, trăznia. Cel mai mare doctor e nevastă mea. Hai la puiul de Crăiești de vrei vesel să trăiești. Ăstea nu mâncă pui, ăștia e numai bun. Cum știi tu cu butoanele, totul e bio, totul e natural, nimic artificial, da? Fără nicio preparare, aici, la băcănia fermierului, da? Ăsta mai micuț, da? Da? Nici n-a făcut zgomot, totu-i plăcut. Evelyn, nu sta, te rog, servește, vezi că eu am treabă, da? Doamna comandă, nu? Doamna comandă, da. Sărămână. Veniți des pe aici? Da. Proaspătă, la obiect, bună. De acasă. De acasă. Da.
Valorile locale le încurajăm. Vă rog frumos, Evelin, mâna mea dreaptă. 6 pulpe. Oh, aveți musafir la masă? Da. Să vă trăiască. Aici, cu pulpele, e ca și la Miss Univers. Tăte-s faine, nu știi la cine să dai locul întâi. La ce pulpă să te uiți? Să vă iasă bine. O zi frumoasă. Va ieși experiența. Nu fiți reserved. E fără sin, but I say. Sin say reserved. Don't be. Glazurate se topesc în gură toate. Haide ia puișorul și-ți revine zâmbetul, vă rog. În Târgu Mureș suntem la magazinul Puiul de Crăiești din Shopping City Târgu Mureș. Aici ne-am desfășurat o zi plină de activități alături de colegele mele minunate. Când sosiți aici, vă rog frumos, începeți de la vitrina cu produse glazurate semi-preparate, gata în 5 minute. Nicu Bende am fost și vă aștept cu drag în continuare aici. Că o să mai vin, să trec din când în când, să văd dacă vă țineți de cuvânt. Poftă bună!